sunt eu, mâine toți cei care e aici. Nu vor fi evacuat. Ce nu avem, că dacă avem posibilitate ne ducea și ne cumpăra. Dar nu avem posibilitate să ne ia în casă. De ce trebuie să ajungem să ne dăm foc sau să ne suim pe case ca să fim luați în seamă? De ce? Că suntem o mână de oameni. Noi suntem o comunitate care ne-am ajutat. N-am avut eu, am avut ei, n-au avut ei, am avut. Și uite așa, sper ca cineva de la primărie și domnul președinte și domnul Ponta să ne vadă, să ne audă. Nu numai pe mine, care cu familia mea suntem evacuați, toți vecinii din toată zona suntem evacuați. Mulțumesc. Și potrivit sper să legii, ne vadă. Astăzi este prima zi de primăvară, prima zi în care se pot face evacuări din aceste imobile, însă vremea nu ține deloc cu ei, iar aceste persoane riscă să-și petreacă această noapte sub cerul liber. Și eu. Să rămână și ție la fel. Una. Să tăiască, m-ai luat a mea emiță. Hai, dragă, să bună ziua, Ioana, bună ziua, domnilor și domnilor. În primul rând să ne mulțumiți pentru că cei 13 membri ai familiei susțin că încă de când s-a primit decizia definitivă și revocabilă de a elibera imobilul, se întâmplă asta în urmă cu 7 ani, ei au depus la primărie mai multe acte, au făcut mai multe demersuri pentru ca primăria sectorului 5 să le acorde o locuință. Vorbim de o familie compusă din 13 membri și iată, în acești 7 ani de zile nu au primit niciun răspuns. Dar nu știu cine sunt și să vedem și eu să vedem cine este evacuat. Cine este? Deci dacă tu ești evacuat-o? Păi și deci de la dispoziția de unde? De la capitală? De la primul ea să fie lucit de la capitală și vine proprietarul cu executor. A, și vine proprietarul, vine proprietarul. Altfel tu. Da, ok. La bar i-am servit aici. Și vreau că toate ce fac. Deci vă rog să nu mă filmați, domnul. Am rugămintea să nu mă filmați. Nu, aici este primăria sector 5. Deci este curtea... Deci aici nu este. Deci aici este curtea primăriei sector 5. Este obiectiv păzit de poliția locală. Și ce legătură are? Nu, are legătură. N-ați să puteți să filmați. Doar cu acordul serviciului de presă ați luat legătură cu serviciul de presă al primăriei. Ce legătură are domeniul public? Domnule, nu este domeniul public. Este obiectiv păzit de poliția locală. Este primăria, nu este un domeniu. Este o instituție publică, vă repet, păzită de poliția locală. Vă repet, da? Deci dumneavoastră vă întreb, ați luat legătura cu serviciul de presă al primăriei? Ce legătură am eu acum cu serviciul de presă? Niște ca să depun o cerere la registrator. Pentru depunere vă permitem accesul dumneavoastră. Că și dumneavoastră vor să depuneți. Nu, păi toți suntem doar în realitate, iar situația lui, problema lui. Nu vorbim în toată lumea este în situație. Deci am rugămintea să nu mă filmați, da? Nu, că filmează în continuare. Deci am rugămintea să nu mă filmați și să vedeți dincolo de gardă. Nu e de voie să intrăm în primărie. Cum să nu ne dea voie, mă, ce dracu, nu suntem mai primărie, uite, din sectorul 5, uite. Da, este serviciu public, dar datorită să nu. Mergeți mai încolo, vă rog frumos, ca să nu vă împingem noi. Noi ți-a trătat fața camerei, n-am treabă cu dumneavoastră, dar n-am treabă cu dincolo de gard. Suntem dincolo de gard. Domnule, dar nu ne poate face aici. Trebuie noi, domnule, a venit să ne evacueze, cum nu avem drepte, e normal. Cine v-a dat autoritatea asta așa în halul ăsta, noi să ne subestimați în halul ăsta ca pe niște avem tot dreptul să stăm! Crunte mai băgat dumneata! Hai, pleacă de aici, gata! Nu instituția voastră, da? Noi vă dăm banii, noi vă dăm banii! Aici muncesc, trebuie să parcheze oameni, înțelegi? Ei au dreptul să stea aici! Ce nu ne dăm aici o poartă de accident? Ce să înțelegeți? Haideți, domnule, cum vi se poate să întâmple? Ce accidente să se întâmple? Dar, dânsii, trebuie să ne creeze condiția de a ne exprima,
Suntem pe tema asta. Deci deși trebuie normal că suntem tot acestei societăți, trebuie să ne dea voie să ne exprimăm doleanțele. Nu așa, că nu suntem... Are. Om fi noi evacuați, om fi așa, dar nu trebuie să ne trateze ca pe niște... Așteptați aici, că și eu aștept ca și dumneavoastră să... Dar ce aștept? Trebuie să prezintă măcar un pol. Nu, aici aștept. De ce să așteptăm? Dacă e frig. Păi dar ceilalți de ce pute mai mult acolo? Dar ceilalți de ce pot să iei? Dar nu puneți mă la vreodată! De ce pot să iei? De ce nu vreau să vă dați? De ce măria în spațiu? În spațiu nostru! Eu vă mulțumesc cu noi! Am și eu cămita la voastră! Arătați-ne și nouă, pozitiv căreile, ne țineți aici în frig! Arătați! Vă rog, acum! Da, da, chiar așa! Chiar așa! Microfonul ăla mă filmați pe mine, da? Haideți! Mai faceți! Vă rog frumos, haideți, de ce nu înțelegeți? V-a explicat colegii, de ce? Nu? De ce procedați în felul acesta? E normal? Mai bine nu murea Ceaușescu. Cu Ceaușescu aveai casă, aveai servicii, aveai de toate. A venit democrația să rămânem pe străzi, fără servici, fără nimic. O să mergem mai departe dacă asta vreți. De ce venise voi și ce spunea ea mie? Nici o problemă, atunci eu găsesc altă soluție. Dacă Vanghelie este așa de corect față de mine, iese în public, la presă, să spună, domne, eu vreau să ajut oamenii ăștia. Și nu am posibilitate. Nu pot, pentru că primăria capitalei trebuie să răspundă și nu-mi dă spații. Și atunci îl înțelege. Îl credem și pe dânsul. Și mi-a mai spus ea că, nu știu, să găsim o soluție, să ajunge până la guvern. Să se dea o ordonanță de urgență. De ce din gură? Nu, de ce sunteți voi aici? Să vă luați salariu pe ce? Că vei... Uite, păi norocul proștii ca noi, că vine și mai depune o cerere. Hai mă, că nu ne pănui nimeni și se înveți. Asta e, că n-au... ei trebuiau să spună. Ba da, trebuie să se învețe, că de acum încolo să ne ia seama. Nu, dacă suntem prea mici pentru ei. Pentru 50 de aici, suntem prea mici pentru ei. Noi chiar nu reprezentăm nimic pentru ei. Da, dar acum suntem mai mulți. Da. Asta este și asta. Asta e un început. Face și... Da. Acum duceți-vă în piață la... Suntem prea... Flori și... Eram prea puțini, acum suntem prea mulți. Și o să fim mai mulți. Ce fac ce poliție? De unde ce mai fi de acolo? Aia să joacă. Da. Ce de pasă.